Una din tezele puternice ale cărții, aceea a existenței unor afinități între comunism și fascism. Cele două totalitarisme și-au împrumutat reciproc unul altuia idei practici, elemente ideologice. Ce este bolșevismul de extremă dreapta și cum a fost vorbit undeva de fascismul, comunismul lui Ceaușescu? Cele două sisteme, din motive, hai să numim schematic, pedagogice, le separăm complet. De asemenea, din motive istorice, pentru că adeseori s-au aflat unul la beregata celuilalt. A existat, evident, un anticomunism fascist și a existat un antifascism comunist. François Furet, marele istoric, spunea relația dialectică, de unul din motorile unui capitol din carte, relația dialectică între fascism și comunism este problema crucială a secolului 20. Unul din discipolii lui Furet și a lui Raymond Aron, filozoful politic francez Pierre Manin, spune că totalitarismul va rămâne problema politică fundamentală și în secolul al 21-lea. Deci, din acest punct de vedere, cele două sisteme totalitare au legături vizibile și legături invizibile, înrudiri vizibile și înrudiri invizibile. Am observat, pentru că am vorbit și în carte, și tema vine din Robert C. Tucker, din biografia lui Stalin, din volumul al doilea al biografiei lui Stalin, este problema național-bolșevismului. Național-bolșevismul a existat și în Germania, în Germania pre-nazistă, deci unul din curentele care au dus spre partidul nazist național-socialist a fost exact curentul național-bolșevic, care combina o fascinație în raport cu Revoluția Bolșevică din 1917 cu menținerea cultului națiunii de definit quasi-rasial în ideologia dominantă. Hitler se debarasează treptat de național-bolșevici, deci național-bolșevismul este una din acele alei pe care nu s-a mers. Deci drum care nu a dus nicăieri în experiența respectivă. Interesant este însă că în anii de după al doilea, începe prin sfârșitul anilor 30, dar în special după al doilea război mondial, ideologia oficială a comunismului începe să, mă refer la Uniunea Sovietică, începe să îmbrățișeze, să adopte teme ale extremei drepte pravoslavnice din perioada de dinainte a Revoluției. Lucru negândibil sub Lenin. Deci parte se întâmplă în timpul războiului, în momentul în care Stalin, din motive de oportunitate, nu neapărat de oportunism, recuperează dimensiunea religioasă în propaganda oficială și, mă rog, sunt redeschise biserici, Patriarhul Moscovei este invitat la Kremlin 42-43, pentru că își dă seama că e nevoie și de această mistică religioasă pentru a menține viu patriotismul rus, de care are nevoie pe front, că se moare pe capete, pe front, nu sunt sacrificii enorme și atunci nu e suficient să spui că lupți pentru socialist, trebuie să lupți și pentru Maica Rusie. Deci această tematică, după care începe după al doilea război mondial, se accentuează sub forma campaniilor anticosmopolite și a variantei, hai să o numim, protocronice a protocronismului, adică jdanovismul, care afirmă cu mult înaintea protocroniștilor de la București prioritatea absolută a rușilor în orice domeniu. La fel cum peste ani vor veni protocroniști în România și vor spune că, eu știu, muntele Sinai vine de la Sinaia, am citit-o și pe asta, așa, și știu eu că Odobleja și cunoaștem toată istoria, nu? Că totul a fost inventat mai mult sau mai puțin pe aceste meleaguri și că, de fapt, Occidentul nu a făcut decât să importe, simplific, dar foarte puțin. Bun, aceste lucruri sunt de ideologie dominantă la Moscova, sub Stalin. Și combinate cu campania anticosmopolită și care are și dimensiunile puternic antisemite din perioada respectivă, 48, 49, 50. Stalin moare în 1953. Eu le numesc combinații de baroc fascisto-comunist. Deci sunt, pentru că de fapt aceste două ideologii au câteva teme
unde pot comunica foarte ușor. Și atunci, în momentul în care dimensiunea internaționalistă a comunismului este estompată până la dispare, nu complet, dar dispare, pentru că până la sfârșit, chiar și în naționalismul lui Ceaușescu, dacă n-ar fi existat această dimensiune internaționalistă, de ce dădeau totuși comuniștii români bani comuniștilor greci, portughezi, spanioli și așa mai departe? Oricum, citiți convorbirile la Viniei Betea cu Ștefan Andrei și veți vedea că sunt acolo destule date. Nu suficiente, dar bun, deci erau toate aceste relații de prietenie ale lui Ceaușescu, toate mișcările de eliberare națională, deci venea dintr-o nevoie sau dintr-un sentiment al identității ideologice sau afinităților ideologice, care nu erau doar emoționale. În egală măsură, deci, vedem și în construcțiile actuale, care sunt tematicile radicalismului utopic contemporan de orientare de stânga, foarte adesea se întâlnesc cu tematica radicalismului utopic de orientare de extremă dreaptă, anticapitalism, antiamericanism, antisemitism, lupta împotriva pieții libere și așa mai departe. Sunt de fapt aceleași teme și până să ajungă să se înjunghie din nou, deocamdată par să facă front comun. Și dacă în anii 90 discursul naționalist după Revoluție era folosit pentru a menține la putere o parte a elitei comuniste, astăzi cum credeți că e instrumentalizat discursul naționalist? Discursul naționalist postcomunist este înainte de toate unul populist. S-a înlocuit ideologia partidului unic prin ideologia națiunii unice. Profetul naționalist în genere vine și spune: vorbesc în numele istoriei, vorbesc în numele secolelor, dacă nu chiar al milenilor, de rezistență împotriva întotdeauna diabolizatului sau dezumanizatului inamic extern, care de obicei se mai și infiltrează sub forma minorităților, fie că sunt minorități naționale, minorități politice, problema este cum reușesc să le anatemizeze și să le, de fapt, stigmatizeze. Și discursul naționalist este un discurs stigmatizant. Deci este populismul stigmatizează. Populismul nu este, am mai spus-o și nu este o idee prea originală, populismul nu este neapărat de stânga sau de dreapta, el este polimorf și proteic. Despre naționalism am scris în cartea mea Fantasmele Salvării, care o să reapară într-o nouă ediție anul viitor la Humanitas, sper, adică la Humanitas nu sper, știu, sper să apară. Deci, spuneam acolo, citând o frază foarte frumoasă a marelui dirijor Leonard Bernstein despre Gustav Mahler, spunea Bernstein: despre Gustav Mahler se poate spune orice și tot va fi adevărat. Orice vei spune. La fel despre naționalism. Naționalismul e liberal, naționalismul e antiliberal. Naționalismul este o forță de regenerare culturală, naționalismul de fapt distruge diversitatea culturală și amândouă pot fi dovedite. Despre populism, ce pot să spun decât ceea ce spunea un mare scriitor sud-american despre peronism, care a fost o formă de populism, deci ideologia justițialistă al generalului Juan Domingo Perón, mai întâi colonelul Juan Domingo Perón, și care spunea Borges, care l-a detestat profund pe Perón și viceversa, relația a fost mizerabilă între cei doi, Borges spunea: peroniștii nu sunt nici de stânga, nici de dreapta, sunt incorigibili. Deci, incorigibilitatea populismului este, acolo nu e nici stânga, nici dreapta, este altceva. Iar Perón însuși avea o formulă foarte bună, spunea: am două mâini, o mână stângă și o mână dreaptă și o folosesc pe fiecare când e nevoie. Deci despre asta este vorba. De-aia putem să vedem salturi mortale, cum de pildă le vedem în Rusia. Nu? Salturi mortale unor autori, de pildă Eduard Limonov, care se definește ca național bolșevic, mai întâi este apropiat de Dugin, după aia este de Putin, după aia anti-Putin, deci... Mă gândesc că acum în România nu este un naționalism, nu servește la un fel de izolaționism. Ba da, ba da, naționalismul este... Dar știți ce? Eu tocmai m-am întors din Grecia și am stat 3 zile la Salonic. Și sunt câteva lucruri care m-au frapat, e prima mea călătorie în Grecia. Grecia a intrat, evident, în NATO cu mult înaintea României, a intrat în Uniunea Europeană cu mult înaintea României. Două sunt concluziile mele după 3 zile petrecute la Salonic. Unul este că globalizarea și UE și așa mai departe nu par să fie avut niciun efect asupra tradiției
elene, o vezi peste tot, există. În orice tavernă intri, se aude muzică grecească, în orice taxi intri, vezi icoane pe... și cruci și așa mai departe. Deci este acolo, deci identitatea nu a fost sub nicio formă anihilată, suprimată, ăsta e primul punct. Al doilea, m-am întrebat, eram cu soția mea, unde e criza? Cel puțin în Salonic nu e niciun fel de criză. Dacă asta este criza, am vrea să o trăim cu toții. Se trăiește extraordinar. Este Riviera în Marea Egee sau ce mare e acolo, Marea Ionică. Deci, nu, naționalismul, și există naționalism elen, cum bine știm, și are vechi tradiții. Și tocmai cred că naționalismul încearcă să accentueze aceste fobii și anxietăți. Deci, mizează, pedalează și mobilizează fobii, anxietăți, incertitudini. Ori suntem, evident, și România se află într-o epocă de incertitudine. A ieșit din ce a ieșit, din comunismul românesc, a ieșit din postcomunism, pentru că odată ce a intrat în Uniunea Europeană și în NATO, cred că trebuie să renunțăm la termenul de postcomunism. Gata, adică 20 de ani de postcomunism ajung. Suntem într-o democrație și de acum avem problemele democrației românești, nu problemele postcomunismului românesc. La începutul cărții, Gulag, Anna Applebaum descrie pe un pod se vindeau tot felul de suveniruri cu orașul Praga și în același timp șepci, catarame, insigne cu semne comuniste, cu Lenin, cu Brejnev, și acestea erau cumpărate mai mult de turiști occidentali și spune că lecția era clară: dacă simbolul unui genocid ne inspiră repulsie, simbolul altuia ne face să râdem. Ei, turistul occidental ar fi fost oripilat să vadă o svastică vândută. Acum, cam, care e reacția emoțională a occidentului? În primul rând, atunci când comparăm cele două orori absolute ale secolului 20, e bine să reținem că una a avut loc, și dacă ne plasăm de 30 mai bine de ani în Occident, trebuie să reținem că una a avut loc departe, undeva în Est, cealaltă a fost o oroare trăită chiar de Europa Occidentală și experimentată și de americani. Totuși, când mergeți la Muzeul Holocaustului din Washington, pe unul din zidurile Muzeului Holocaustului sunt cuvintele generalului Dwight Eisenhower. În momentul când intră într-un lagăr de concentrare nazist, nici un general american nu a pus piciorul într-un lagăr de concentrare comunist. Deci, Holocaustul este o problemă a Occidentului, a trăit-o ca o problemă. Deci, evreii francezi, olandezi și așa mai departe sunt deportați din Occident, dispar din Occident, evreii germani. Crima a avut loc în Occident, este foarte mult privită ca o chestiune a întregii tradiții occidentale, e o sfidare pentru întreaga tradiție occidentală. Înțelegeți, încerc să explic, nu justific. Deci, dau pur și simplu câteva chei explicative sau interpretative. Deci ăsta ar fi un element. Deci Hitler devine simbolul absolut al răului din perspectiva experienței occidentale. Stalin este trăit ca o proiecție. 2. Stalin a făcut parte din coaliția antifascistă, deci din coaliția care a dus la lichidarea, înfrângerea Germaniei naziste. În momentul când moare Stalin la 5 martie 1953, Națiunile Unite păstrează un moment de reculegere pentru generalisimul trecut în lumea celor, noi am zice, nedrepti, ceilalți ar zice celor drepti, la propunerea cui? A Franței. Deci nu la propunerea, știu eu, România nu făcea parte încă din Națiunile Unite, dar să zicem RSS-ului, în ultima instanță avea 3 voturi RSS-ul, nu? Avea Uniunea Sovietică, Ucraina și Bielorusia, 3 voturi avea la Națiunile Unite. Putea să fie propunerea Bielorusiei, să zicem, care era Republică Sovietică Socialistă și făcea ce i se dicta de la Moscova, evident. Deci, faptul că nu avem aceeași stare de revoltă și de repulsie ca occidentale, în raport cu simbolistica, și că mi se pare undeva, ni se pare, nu mie, dar fan să avem brichete cu chipul lui Mao, de pildă, dar n-aș folosi o brichetă cu chipul lui Hitler, nu? Un foarte
percutant și sarcastic critic cultural. El e australian, dar scrie în presa anglosaxonă, pe care eu îl prețuiesc foarte mult și care are o carte despre amnezia culturală. Clive James scrie foarte mult la Times Literary Supplement. Spunea la un moment dat, suntem gata să ne revoltăm. Nu, ni se pare perfect normal să-i spunem soției, vrei să vii cu mine diseară, sau copilului, la baletul Kirov. Kirov a fost șeful organizației de partid din Leningrad, vechi bolșevic, și a murit ucis într-o provocare, se pare, în 34, dar până în clipa morții la 1 decembrie 1934, Serghei Mironovici Kirov era un membru loial al conducerii supreme a statului totalitar bolșevic. Full stop. Deci este perfect normal să spui merg la baletul Kirov. Dar ni s-ar părea aberant și aș avea un șoc dacă aș spune vii cu mine diseară la corul de copii Himmler. E același lucru. Numai că reacția automată ar fi de repulsie și de tremur revoltat, câte vreme baletul Kirov, știu eu, diverse alte denumiri, ni se par relativ firești. Tocmai pentru că Occidentul și-a construit imaginea diavolului absolut, a demonismului absolut în național-socialism, neînțelegând că și celălalt radicalism utopic a avut consecințe similare și practici similare. Treptat de am menționat la începutul acestei prezentări, a menționat Cartea Neagră a Comunismului, pentru că a avut un rol foarte important, în special în Europa Occidentală. În Statele Unite lucrurile sunt un pic mai complicate, n-a existat niciodată la nivelul elitelor fascinația pentru comunism ca fascinație generală. Existați sigur simpatizanți ai comunismului, spioni și așa mai departe, dar niciodată nu a avut liberalismul difuz de orientare, să numim în Europa, i-am spune social-democrată, evident, a fost acolo. Dar dacă vreți, pink, nu red. Deci, mult mai decolorat din punct de vedere ideologic. Acum încotro mergem, îmi amintesc de o discuție care am purtat-o cu ani în urmă cu François Furet. El credea că ne îndreptăm spre o epocă pentru că mi-a venit cuvântul decolorare ideologică. El spunea că ne îndreptăm spre o decolorare ideologică, în care accentele tari ideologice vor deveni tot mai puțin populare. Ceea ce nu putea anticipa Furet era în 1997 sau 98 și nimeni nu putea anticipa, în plin clintonism și în plină, să spunem, bubble din punct de vedere al economiei, când totul părea să meargă extraordinar, nimeni nu putea să anticipeze că va veni recesiunea și că pe fondul recesiunii vine criza și pe fondul crizei apar vechile atracții și magnetisme ale soluțiilor mântuitoare de tipul jos corporațiile, jos capitalismul, jos piața liberă, ca și cum nu am ști despre ce e vorba în propoziție și ce urmează odată cu distrugerea pieței libere, a statului de drept și a tot ceea ce ține de liberalismul burghez. Eu, dacă am ajuns la o concluzie în viață, este să susțin liberalismul burghez. N-am nici cea mai mică ezitare. Burghezia este o clasă care, din păcate, a fost demonizată cum a fost demonizată și de naziști și de comuniști. Naziștii îi spuneau sistemul și au avut propria lor revoluție antiburgheză, revoluția nihilismului nazist. Comuniștii au avut propria lor revoluție. Ce-i burghezia? Clasa de mijloc. Clasa care nu se angajează în hubris. Și m-am întrebat ce era România interbelică. Era o țară în care burghezia începuse să existe și să-și afirme valorile. Este țara despre care scria un Alexandru George, e țara despre care a scris un Nicolae Steinhardt, un Alexandru Paleologu. Asta era țara. Dacă vreți, țara în care Mache și Lache deveneau burghezi. Și foarte scurt, niște considerații despre neocomunism. Deci, ceea ce este, în primul rând, am stat mult de vorbă și cu doi foarte buni prieteni din Statele Unite pe acest subiect, mă refer la profesorul Virgil Nemoianu și Toma Pavel. Dacă putem vorbi de un neocomunism și în ce măsură, să spunem, aceste grupuscule teoretice,
lăsăm deoparte valoarea teoretică, care se vor teoretice, pentru că până una alta despre acest lucru este vorba, care s-au manifestat în ultima vreme și în România, sau mai cu seamă în România nu le vezi foarte mult și în orice caz cu altă valoare teoretică. Există critica politicii din Polonia, Wiesław Sierakowski, pe care îl prețuiesc pentru că este un gânditor autentic, suntem în total dezacord, dar este un gânditor autentic care își plasează tipul de abordare în tradiția lui Marti 1960. Deci a revizionismului post-marxist din Polonia. Deci acolo, de acolo pleacă. Din păcate, grupuscurile pseudo-teoretice din România n-au nimic de a face cu această tradiție. Eu nu cred sincer că acești oameni l-au citit pe Kolakowski. Și Rakowski îl știe bine pe Kolakowski, de acolo vine. Deci pot să înțeleg o stângă regândită. Ioan Stanomir a avut un foarte bun articol pe La Punct, nu știu dacă a pus și pe Contributus, în care vorbea despre necesitatea, de fapt, a unei stângi democratice. Ceea ce lipsește în momentul de față, atât cât înțeleg eu situația din România, este că avem, pe de o parte, un fel de mini-sectă care operează cu un marxism, un neomarxism prost digerat, pe de o parte, clar, concepte care poate sună spectaculos, dar n-au niciun fel de relevanță sociologică, economică și așa mai departe. Și pe de altă parte avem de a face cu impostura pesedistă care are de a face cu stânga, cât am eu de a face, știu eu, cu imamul care a dispărut. Deci nu, e pur și simplu își spun de stânga pentru că i-a adus în Internaționala Socialistă, pentru că au o familie lângă care să, sau de care să se lipească. Deci în momentul de față o stângă care să se uite înapoi, vedeți că nici stânga oficială, nici stânga care se vrea alternativă, nu se uită la tradiția reală a stângii românești, care a fost tradiția Partidului Social Democrat din România. A fost tradiția lui Șerban Voinea, tradiția lui Henri Stahl, tradiția lui Constantin Titel Petrescu, tradiția României Muncitoare, a lui Eftimie German. Exista o bibliotecă socialistă în România, care era absolut onorabilă. Deci mă refer la, sunt oamenii care au refuzat să îngenuncheze la ordinul lui Stalin, dacă vreți, sunt greco-catolicii stângii democratice din România, care n-au făcut pactul și au plătit pentru asta. Jumanca a murit în închisoare, Fluieraș a murit în închisoare, există tradiția sindicalismului românesc. Deci, vreau să fiu bineînțeles, nu sunt eu cel care... Dar iată că am reușit să fac o pledoarie pentru o stângă democratică românească. E nevoie. Există o stângă democratică în Polonia, există o stângă democratică în Cehia, nu prea există așa ceva în Rusia. E unul din marile paradoxuri că o țară care a avut menșevici, o țară care a avut anarhiști, o țară care a avut Partidul Socialist Revoluționar, eserii, o țară care a avut cadeții, Constituțional Democrații, iată la ce au dus 73 de ani de experiență sovietică, nimic n-a rămas. Unde sunt cadeții, unde sunt socialdemocrații? Avem un fel de magmă, ce zice partid, și partidul lui Ziuganov, care e un partid neocomunist, da. Ce fel de neocomunist când ei defilează cu hramuri ortodoxe și cu portretul lui Lenin, adică aici apar paradoxurile. Deci neocomunist, când vine de pildă un filozof francez care pare să nu fie jenat de faptul că odinioară era un mare admirator al Khmerilor Roșii, mă refer la Alain Badiou. Nu discut valoarea lui Badiou ca filozof al științei, nu mă pricep, îl las deoparte, se pare că e foarte bun. Deci nu discutăm acest lucru. Cum n-am nicio îndoială că Noam Chomsky este un mare lingvist. Nu despre asta vorbim, nu discutăm aici lingvistica lui Chomsky sau epistemologia lui Badiou. În momentul în care Badiou face un pas în afara epistemologiei sale pe probleme de matematică și intră în teorie socială, se spune că a sosit momentul să retestăm ipoteza comunistă, eu nu mă rebifez și nu numai eu, pentru că este o afirmație iresponsabilă. Iar a fi ceea ce este iresponsabil la Paris, venind din gura unui filozof politic, moral, al științei și așa mai departe, devine, din punctul meu de vedere, de-a dreptul obscen în momentul în care este făcut într-o țară care încă nu a terminat să-și numere morții.